cadrul studiului noi ne-am uitat la câteva criterii protejate, criterii de bază cum ar fi egalitatea de gen, dizabilitatea, minoritățile etnolingvistice, stare socială și libertatea conștiinței și religiei. Așa, în afară de asta ne-am uitat și la condiții tehnice și accesibilitate, că condițiile în care învață copiii, de fapt, da? Cât de adaptate sunt clădirile în sens de acces, dacă au căldură, dacă au apă caldă, dacă au un WC în interior, o cantină amenajată și așa mai departe. Ne-am uitat și la felul în care se deplasează copiii și cum ajung la școală, deci la transport și aspecte de genul ăsta. Problemele identificate sunt un șir și țin să menționez că, pe de o parte, nu am fost foarte surprinși de unele dintre ele. Aceeași problemă a fost depistată și în manualele școlare, mai ales dat în cadrul acestui studiu, în special la disciplinele istorie, mai puțin la educație civică, dar și acolo. Și concluzia noastră a fost că, de fapt, stereotipurile vis-a-vis de rolurile de gen sunt perpetuate în instituțiile școlare, dacă nu prin curricula acestea, atunci prin practică și prin manualele didactice. O altă practică este separarea copiilor după principiul sau criteriul de gen la anumite ocupații în cadrul procesului educațional, cum ar fi, de exemplu, educația tehnologică, care până acum, deși ministerul insistă că se face în baza numărului de copii, deci atunci când au un grup mai mare, sunt divizați în două grupuri mai mici, practica ne demonstrează și avem suficiente cazuri înregistrate că, de fapt, pregătirea profesională în școală se face după criteriul de gen. Deci fetele au ateliere în care fac croșetatul, brodatul, gătitul, da? Cusutul. Băieții au ateliere care sunt amenajate pentru a lucra cu lemnul, pentru a lucra cu tot felul de chestii tehnice. Da? Deci nu este o lecție opțională unde pot merge atât băieții cât și fetele? Nu, educația profesională, educația tehnologică este o oră obligatorie în curricula școlară. Deci se zice că este la libera alegere a copiilor, însă copiii fiind întrebați dacă cunosc că au această libertate să aleagă, au negat faptul. Deci până acum practica este că nu se aduce la cunoștința copiilor, elevilor, faptul că ar putea să aleagă și în cazurile când am depistat situații rare, unice, când fetițele mergeau la, nu știu, prelucrarea lemnului sau cineva dintre băieții mergea la gătit. Deci erau privite ca niște excepții și de obicei atitudinile erau unele puțin încurajatoare, să zicem așa, dacă să nu spun că au fost un picuț și descurajatoare. Da? Deci strânește glume, strânește atitudini, unde cadrele didactice, după părerea noastră, nu au făcut față să integreze această abordare nouă de egalitate de gen într-un mod eficient, hai să zicem așa. Păi noi credem că abordarea bazată pe egalitate de gen sau egalitatea șanselor, da? Pentru ambele genuri, de fapt, creează mai multe oportunități pentru copii și pentru oameni în general, da? Așa că fiecare dintre el sau ea să-și poată găsi ocupația preferată conform abilităților, talentelor și preferințelor. Și știm că există o mulțime de femei care au realizat o carieră în domenii mai puțin feminine, așa zis. Da? Cum ar fi știința, business-ul. Cum ați văzut integrarea persoanelor sau copiilor cu dizabilități în școlile care le-ați vizitat? Și dacă există o deschidere față de ei atunci când trebuie să pășească pragul școlii sau din punct de vedere a abilităților de a se încadra în clasele și orele de studiu. Dizabilitatea a fost unul dintre criteriile la care am atras atenție și am examinat-o. Sunt două aspecte.
la nivel de dizabilitate locomotorie, deci din 30 de școli monitorizate, doar nu una a existat o pandă la intrare în clădire, deci în rest nu există pande, deci nu există acces fizic în instituție. După aia, chiar dacă există accesul fizic la etajul întâi, la intrarea în instituție, după aia, în interiorul instituției, care de obicei are 2, 3, 4 etaje, deci accesibilitatea nu este asigurată. Și aici avem replica Ministerului Educației, care spune că conform unor evaluări, circa 50% din aceste clădiri nu sunt posibil de acomodat din motive arhitecturale. Al doilea aspect ar fi dizabilitatea mentală și aici am avut câteva experiențe. Am asistat la câteva centre create în interiorul unor instituții școlare, centre de reabilitare și integrare, unde copiii cu dizabilități mentale sunt instruiți în grup, dar aparte de restul colegilor. Și am văzut și altă practică, când acești copii au fost aduși direct în clasă, clasa mare, obișnuită. Ambele abordări au aspecte problematice. Deci, în primul caz, când avem centru de reabilitare și integrare, dacă intenția este să fie o etapă, doar o etapă de integrare, da? O etapă de tranziție, atunci cred că este una binevenită, dar dacă se dorește ca până la urmă așa și să rămână situația, totuși apare mai mult ca o abordare de izolare și de segregare a acestor copii. Atâta timp cât nu există condiții create și nu există deschidere, nu vom avea nici copii. În câteva, în mai multe cazuri, instituțiile școlare, deci administrația acestora, ne spunea că nu au asemenea copii. Același lucru ne-l confirmau și elevii, dar și părinții. Totodată, în localitate, erau înregistrate suficiente cazuri de copii cu dizabilități. Deci, copiii sunt, da? Însă integrarea lor deocamdată pare a nu fi o prioritate. Elevii care provin din familii minoritare etnice, cum ar fi bulgarii, ucrainenii, rușii, găgăuzii, cum sunt ei integrați în școală, dacă cunosc destul de bine limba română și dacă au lacune în ceea ce privește studierea unor obiecte de studiu. Predarea în limba minorităților etnice a mai multor obiecte sau subiecte, practic, în cadrul studiului nostru n-a fost înregistrată. Și aici apare o problemă. Cum asigurăm accesul copiilor proveniți din grupuri minoritare etnice la studiile în limba lor maternă, care este o problemă la moment. Pe de altă parte, chiar dacă merg la studii în școlile de limba română, cum le asigurăm tranziția de la limba maternă la limba de studii? Și asta este o problemă destul de stringentă, pentru că la moment, în cadrul studiului nostru, a fost atestat că nu există mecanisme de tranziție. Și atunci când copiii vin în școală, vorbim de acasă o limbă, iar în școală având limba de instruire o a doua limbă, care este una străină și mai puțin cunoscută, apare problema de reușită școlară, de acomodare acestor copii, așa, și până la urmă ei se trezesc în situații, în condiții inegale cu restul colegilor, așa, fapt care afectează până la urmă întreg procesul de instruire, de la etapa primară până la niveluri academice. Credem noi că dacă oamenii ar avea această opțiune și ar avea un mecanism care ar asigura integrarea lor de la A la Z, deci până la universitate și locul de muncă, atunci situația ar fi diferită. Eu am atestat pe parcurs situații de segregare în școlile vizitate a elevilor de etnie romă. Ori în clase separate, ori dacă e o clasă mixtă, atunci copiii romi erau puși în câteva bănci în fundul clasei, într-un mod separat.
ceea ce nu este o atitudine nici corectă, nici inclusivă. Și atunci când ne dorim ca popoarele care locuiesc în Republica Moldova să ne respecte valorile noastre culturale și identitatea noastră națională, cred că ar trebui să fim primii care demonstrează o asemenea atitudine, fiind unii majoritari și fiind într-o situație mai favorizată decât aceste minorități.